Bine ați revenit la cursuri! În primul curs aplicativ de optică geometrică vreau să aduc câteva completări la noțiunea de convergență și asta pentru că această noțiune este foarte importantă nu doar din punct de vedere teoretic, ci mai ales din punct de vedere practic, de pildă în industria ochelarilor sau cea a oglinzilor sferice și așa mai departe. Întâi, să vă amintesc ce este convergența. La cursul teoretic am definit convergența notată cu litera C mare ca fiind inversul distanței focale 1 supra F. Distanța focală fiind distanța de la elementul optic despre care vorbim până la focar. Iar focarul fiind fie punctul în care se întâlnesc razele de lumină după ce au interacționat cu elementul optic, dacă avem o convergență pozitivă, e punctul în care se întâlnesc prelungirile razelor după ce au interacționat cu elementul optic, dacă avem o convergență negativă. Și pentru că distanța focală, ca orice distanță, se măsoară în metri, înseamnă că pentru convergență în sistemul internațional avem unitatea de măsură 1 pe metru, metru la minus 1, care a primit numele de dioptrie. Deci, dioptria nu este altceva decât inversul metrului. De ce folosim noțiunea de convergență? Din mai multe motive. Dar în primul rând pentru că este o noțiune mai ușor de înțeles intuitiv atunci când discutăm despre dispozitive optice în relațiile pe care le are cu puterea optică, de pildă, decât distanța focală. Pentru că o convergență mai mare înseamnă o putere optică mai mare, pe când o distanță focală mai mare înseamnă o convergență mai mică. Deci e mai ușor de înțeles relația convergență-putere optică decât relația distanță-focală-putere optică. Apoi, convergența, atunci când lipim mai multe lentile, se poate calcula foarte ușor. Convergența totală este suma tuturor convergențelor lentilelor pe care le-am lipit, pe când distanța focală a sistemului este mai greu de calculat. Alt avantaj este acela că atât în formulele oglinzilor sferice, cât și în formulele lentilelor subțiri, toate distanțele apar la numitor. X1, X2, F mic, deci toate pot fi exprimate în dioptrii. Și acum să discutăm pe rând despre convergența diferitelor sisteme optice. Întâi, convergența unui dioptru sferic. După cum știți de la cursurile teoretice, un dioptru sferic este o asociere de două medii optic diferite, adică având indici de refracție diferiți, despărțite de o suprafață în formă de calotă sferică. Ceea ce nu se înțelege uneori este faptul că dioptrii pot să fie convergenți sau divergenți. Dacă dioptrul are raza de curbură în mediul mai refringent, adică în mediul cu indicele de refracție mai mare, atunci el este un dioptru convergent, ceea ce înseamnă că are focare reale. Veți înțelege de ce dacă priviți aceste două desene. În primul, puteți observa cum o rază care vine din mediul mai puțin refringent, paralel cu axa optică principală, prin refracție se apropie de normală, ceea ce înseamnă că devine convergentă cu axa optică principală. În al doilea desen, puteți vedea cum o rază care vine din mediul mai refringent, prin refracție, se îndepărtează de normală și în acest fel devine și ea convergentă cu axa optică principală. Deci, în acest caz, dioptrul are două focare reale. Indiferent din care mediu vin razele de lumină, așa cum vedeți în aceste două desene, ele vor fi concentrate într-un focar real. Numim focarele dioptrului focar imagine, respectiv focar obiect. Ele sunt situate la distanțe diferite de vârful dioptrului, pentru că cei doi indici de refracție sunt diferiți. Ceea ce înseamnă că avem două distanțe focale diferite. Le numim distanță focală imagine, respectiv distanță focală obiect și am arătat la cursul teoretic că ele se pot calcula cu relațiile. Distanța focală imagine este N2 ori R supra N2 minus N1, iar distanța focală obiect este N1 ori R supra N2 minus N1. Și
Și dacă avem două distanțe focale, atunci avem și două convergențe. Să le numim convergență imagine. Convergența imagine va fi N2 minus N1 supra N2 ori R, iar convergența obiect va fi N2 minus N1 supra N1 înmulțit cu raza. Și acum atenție la semnele convergențelor. Dacă am un dioptru care are această poziție, adică centrul lui este în dreapta și mediul din dreapta este mai refringent, adică dacă este îndeplinită condiția despre care v-am vorbit ca centrul dioptrului să fie în mediul mai refringent, atunci diferența N2 minus N1 este pozitivă, dar și raza este pozitivă, pentru că este măsurată de la vârf spre dreapta. Și înseamnă că am o convergență pozitivă. Dacă inversez dioptrul, atunci mediul din stânga, cel din care vine lumina, are convergența mai mare. N1 este de data asta mai mare decât N2. Ceea ce înseamnă că diferența N2 minus N1 este negativă. Dar și raza dioptrului în acest caz este negativă. Și înseamnă că și a doua convergență este pozitivă. Deci, repet, dacă dioptrul are centrul de curbură în mediul mai refringent, atunci are două focare reale, este un dioptru convergent. Dacă dioptrul are centrul de curbură în interiorul mediului cu indicele de refracție mai mic, atunci el este un dioptru divergent, ceea ce înseamnă că are două focare virtuale. Și acest lucru îl puteți observa în aceste două desene. În primul, lumina care vine din mediul mai puțin refringent se refractă și, după cum vedeți, se îndepărtează de axa optică principală, devine divergentă cu axa optică principală. Și în al doilea desen, la fel, puteți observa că și în cazul în care lumina vine din celălalt mediu, se întâmplă același lucru. Deci, de data asta, în ambele cazuri, raza de lumină devine divergentă cu axa optică principală, focarele sunt acum virtuale, iar dioptrul este divergent. Putem explica și cu ajutorul formulelor acest lucru. În acest caz, dacă dioptrul are această poziție, atunci N2 minus N1 este negativ, dar raza este pozitivă și convergența imagine este negativă. În al doilea caz, N2 minus N1 este pozitiv, dar de data asta raza este negativă și convergența obiect este și ea negativă. În concluzie, convergențele dioptrului sunt fie amândouă pozitive, fie amândouă negative și sunt diferite, deoarece obiectul poate fi fie în mediul mai refringent, fie în mediul mai puțin refringent. Și acum convergența oglinzilor. Aici nu sunt multe de spus, pentru că mediul în care se găsește o oglindă nu influențează convergența ei. Și acest lucru se întâmplă pentru că în cazul oglinzilor, lumina nu trece dintr-un mediu într-altul. Lumina vine dintr-un mediu și după reflexie se propagă prin același mediu. Deci nu avem doi indici de refracție diferiți. Și asta înseamnă că legile reflexiei rămân aceleași, indiferent cât este indicele de refracție al mediului în care are loc reflexia. De exemplu, faptul că unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidență e adevărat indiferent de viteza cu care se propagă lumina în mediul în care are loc reflexia. De aceea, indicele de refracție al mediului în care se găsește oglinda nu apare în formula convergențelor oglinzilor. Singurul lucru care contează este raza de curbură. Vedeți în aceste desene mersul razelor de lumină care vin paralel cu axa optică principală după reflexie pe o oglindă concavă, respectiv pe o oglindă convexă. Și indiferent cât este indicele de refracție al mediului, focarele vor rămâne în același loc. Dar toate relațiile din optică pot fi deduse plecând de la formulele dioptrului sferic. Așa că dacă vrem să vedem cât este
convergența unei oglinzi sferice, putem să folosim cele două formule ale distanțelor focale pentru un dioptru. Dar pentru că nu avem nevoie de indicii de refracție, voi face diferența dintre cele două distanțe focale. F indice I minus F indice O este egal cu N2R minus N1R totul supra N2 minus N1, adică FI minus FO este N2 minus N1 înmulțit cu R supra N2 minus N1 și diferența N2 minus N1 se simplifică și obținem o relație simplă și frumoasă între distanțele focale FI minus FO și rază. Și anume că diferența dintre cele două distanțe focale este constantă, este egală cu R și nu depinde de indicii de refracție. Putem folosi acum această relație pentru oglinzi. Pentru că la o oglindă nu avem două distanțe focale, avem una singură, pentru că nu avem doi indicii de refracție diferiți, putem să spunem că F indice I este în modul același cu F indice O și putem să notăm F indice I cu F. În acest caz, F indice O va fi minus F indice I, iar această relație devine F plus F egal cu R, adică 2F egal cu R, adică F este egal cu R pe 2. Distanța focală a unei oglinzi sferice este jumătate din rază. Dar convergența este inversul distanței focale, adică, în cazul nostru, va fi 2 supra R. Această relație ne arată că dacă o oglindă are convergența de o dioptrie, înseamnă că are raza de 2 metri. Sigur, poate să fie o dioptrie sau minus o dioptrie și cu asta ajungem la semn. Atenție la semnele convergențelor în cazul oglinzilor, pentru că oglinda lucrează prin reflexie, semnul convergenței este opus semnului razei. De pildă, dacă o oglindă este concavă, atunci raza ei este negativă, dar această oglindă este convergentă, ea concentrează razele de lumină, are un focar real. Deci convergența ei este pozitivă. Dimpotrivă, dacă o oglindă este convexă, atunci raza ei este pozitivă, este măsurată spre dreapta, centrul ei este la dreapta vârfului, dar o oglindă convexă împrăștie razele de lumină, este o oglindă divergentă, deci convergența ei este negativă. În final, convergența lentilelor. Aici e puțin mai complicat, pentru că la cursul teoretic am demonstrat că distanța focală pentru o lentilă se poate calcula cu relația 1 supra N minus 1 pe lângă 1 supra R1 minus 1 supra R2. Unde R1 și R2 sunt razele de curbură ale celor două fețe ale lentilei, iar N este indicele de refracție relativ, adică este raportul dintre indicele de refracție al materialului din care este confecționată lentila și indicele de refracție al mediului în care se găsește lentila. Și asta înseamnă că pentru convergență voi avea următoarea relație, convergența fiind 1 supra F, ea va fi egală cu produsul dintre cele două paranteze, N minus 1, pe lângă 1 supra R1 minus 1 supra R2. Să analizăm întâi semnul parantezei în care apar razele, să-i spunem paranteza razelor. Ea este pozitivă în următoarele cazuri, le vedeți acum scrise. Odată dacă amândouă razele sunt pozitive și R2 este mai mare decât R1. În acest caz avem fie un menisc convergent, fie dacă R2 tinde la infinit, o lentilă plan-convexă. Dacă nu știți de ce așa, vă invit să vedeți sau să revedeți cursul teoretic de optică geometrică în care am vorbit despre lentile și formele lor.
Al doilea caz este cel în care ambele raze sunt negative și R2 este mai mare decât R1. Bine, asta înseamnă că în modul R2 acum este mai mic decât R1. Și în acest caz avem de asemenea fie un menisc convergent, fie o lentilă plan-convexă, de data asta atunci când R1 tinde la minus infinit. Și mai avem cazul în care R1 este pozitivă și R2 este negativă. Și atunci avem o lentilă biconvexă. Trebuie observat că în toate cazurile matematice în care valoarea acestei paranteze este pozitivă, lentila este mai groasă la mijloc decât pe margini. Acum, dacă vom analiza și cazurile teoretice în care această paranteză e negativă, vom vedea că ele corespund toate situației în care lentila este mai subțire la mijloc decât pe margini. Vă invit să faceți această analiză, este un foarte bun exercițiu de matematică, de logică și de optică geometrică. Acum, cealaltă paranteză. Dacă indicele de refracție al materialului din care e confecționată lentila este mai mare decât indicele de refracție al mediului în care se găsește ea, atunci această paranteză este pozitivă. Dar dacă indicele de refracție al lentilei este mai mic decât indicele de refracție al mediului, atunci această paranteză este negativă. Și acum putem trage concluziile. Știm că o lentilă este convergentă dacă are o convergență cu valoare pozitivă. Asta se întâmplă în două cazuri. Fie ambele paranteze sunt pozitive, fie ambele paranteze sunt negative. Să presupunem întâi că ambele paranteze sunt pozitive. Asta înseamnă, după cum ați văzut, o lentilă mai groasă la mijloc decât pe margini, care se găsește într-un mediu mai puțin refringent decât materialul din care este confecționată lentila. Al doilea caz, ambele paranteze sunt negative. Asta corespunde situației în care avem o lentilă care e mai groasă pe margini decât la mijloc, deci e mai subțire la mijloc, dar care se găsește într-un mediu mai refringent decât materialul din care este confecționată. Acum, cazul în care convergența este negativă, adică este o lentilă divergentă. Și aici avem două cazuri. Fie paranteza razelor este pozitivă și paranteza N-1 este negativă, fie invers. Să începem cu paranteza razelor negativă. Atunci avem o lentilă mai subțire la mijloc decât pe margini și atunci această paranteză trebuie să fie pozitivă, ceea ce înseamnă că ea trebuie să se găsească într-un mediu mai puțin refringent decât ea. Celălalt caz, paranteza razelor este de data asta pozitivă, adică avem o lentilă mai groasă la mijloc decât pe margini, dar care se găsește de data asta într-un mediu mai refringent decât ea. Deci o lentilă convergentă în aer devine divergentă într-un mediu cu indicele de refracție mai mare decât cel al sticlei lentilei și este posibil și cazul invers. O lentilă divergentă în aer devine convergentă într-un mediu care are indicele de refracție mai mare decât sticla din care este confecționată lentila. Puteți găsi o exemplificare a celor spuse aici. În a treia problemă de optică rezolvată, găsiți linkul în descriere. Următorul curs aplicativ de optică va fi despre asocieri de lentile și despre așa numitul obiect virtual, dar până atunci voi publica un curs de mecanică aplicativ în care va fi vorba despre mișcarea de rotație a unui solid rigid și acolo vă voi arăta cum puteți calcula momentele de inerție. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!